Bună dimineața la toți! Astăzi este 24 noiembrie. Noaptea aceasta a fost minus 7 grade. Am venit să mă uit care este situația pe aici. Cam așa arată stupina la moment. Până acum n-au fost așa temperaturi scăzute. Vreau să mă uit cam cum arată gemurile. Pe 22 am început să... Cam așa se prezinte. Pe 22 am început să fac un ultim control. Mai restrâng câte o ramă din mijloc, dau drumul la reginii care au fost izolate. Și cam asta fac. Aici e mai jos. Nu prea se vede. Aici e strâns mai bine. Așa se prezintă. Anul acesta avem familiile bine pregătite, nu de noi, natura, Domnul a avut milă de noi și am avut polen, am avut culesuri. Asta mai frumos. Situația una foarte bună. De mult n-am pus un video, n-am lucrat în stupi, am început două zile în urmă, dar bătea cam vântul și n-am vrut să pun cu o calitate mai slabă a sunetului. O să vă arăt acum ce am făcut în timpul cât n-am lucrat în albini. Cam așa stau. În timpul cât n-am lucrat în albini, am lucrat la depozitul dat. Una ce am vrut să vă arăt. Am avut zboruri de curățări săptămâna trecută și stupi din poliuretan, roiurile, nici nu se văd. Iernează, toată toamna a stat mult mai jos. Abia să văd. Și când a fost zborurile de curățări, la mine personal n-au fost zboruri din poliuretan. Stupii nu s-au înfierbântat. Acestea sunt roiurile. Nici nu se văd. Stau jos și în față. Acesta este depozitul care la anul vom începe a lucra în el. Mai avem mult de lucru, dar slavă Domnului că am ajuns până aici. Așa se prezintă pe dinăuntru. Dacă vă interesează ce planuri am și ce vreau să fac aici, poate o să fac un video care n-am fost în vizită să lămuresc sau să zic. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sănătate, o zi bună, Dumnezeu să vă binecuvânteze.